Bună ziua, domnilor și domnilor, sunt Claudia Badea și vă doresc bun venit la o nouă ediție a emisiunii Medicul de Serviciu. Avem o ediție, zic eu, de sărbătoare, o ediție frumoasă, de altfel ca de obicei, cum am făcut cu invitatele pe care le avem astăzi, că nu sunt prima dată, au fost de foarte multe ori alături de noi și ca de fiecare dată când au venit, au avut tot timpul ceva îmbucurător de spus sau planurile dumnealor erau mărețe și se și realizau. Haideți să vă prezint invitatele și să vă prezentăm și motivul de sărbătoare pe care îl avem în această ediție. Alături de noi în această seară sunt doamna Amalia Neacșu și Viorica Neață, asistent medical principal Spitalul Județean Argeș. Am zis la comun titulatura pentru că este la fel. Spitalul Județean Argeș și educator perinatal SAMAS. Și în această seară o să vorbim despre Săptămâna Mondială a Alăptării, care în perioada 1-7 august este sărbătorită peste tot. Și atunci, cum se putea la Pitești, unde avem parte de o echipă inimoasă din SAMAS, care realizează lucruri mărețe, o să aflați și le știți, o să le mai reluăm, cum puteam să nu avem o săptămână plină de evenimente și la Pitești, și nu orice fel de evenimente. O să vedeți, sunt evenimente atipice, a zice, pentru ce ar însemna SAMAS sau și pentru contextul actual și vă felicit pentru acest lucru și sunt convinsă că mămicile o să fie tare, tare, tare mulțumite. Bună seara și bine ați venit alături de noi! Bună seara și bine v-am găsit și mulțumim din nou de invitație! Cu mare drag! Dacă stau să mă gândesc, cred că ne-am văzut ultima dată din cauza situației, dar oricum tot online, tot anul trecut, nu? Cu această ocazie să promovăm acest eveniment anul trecut, care a fost puțin mai greuț de realizat, nu? Da, anul trecut ne-am văzut pe 6 august, așa mi-a arătat mie în prezentarea și am zis că nu puteam să treacă neobservată în contextul pandemiei Săptămâna Mondială a Alăptării, măcar să vorbim câte ceva despre alăptare. Da. Și de fiecare dată, Săptămâna Mondială a Alăptării, încercăm să facem noi ce credem că este mai bine să sărbătorim într-un mod plăcut, ca să conștientizăm cât este de important laptele matern pentru sănătate, protecție și dezvoltarea bebelușului. Da. Și anul acesta avem o serie de evenimente pentru că se pare că ne permitem să ne mai și întâlnim față în față atât cât se poate și ne dorim să ajungem lângă mame. Lângă mame, lângă prunci, lângă familiile lor, că evenimentul nu o să aibă, evenimentele noastre nu o să aibă loc doar în cadrul restrâns, cum ar fi spitalul. O să aveți evenimente toată săptămâna, nu? Haideți să mi le povestiți, nu știu, care doriți, îmi spuneți care ar fi programul. Și eu. Săptămâna aceasta, chiar avem o săptămână plină. Da, și Asociația SAMAS a organizat la nivel național evenimente sub titlul de Simfonia Alăptării, pentru că în alăptare nu este vorba doar de mamă, este vorba de bebeluși și ca acest binom să meargă este nevoie de aportul întregii societăți. Exact ca într-o orchestră, soprana nu poate cânta singură dacă nu este acompaniată și dirijată. La fel și alăptarea. Și nu întâmplător am adus discuția despre soprană. Și dirijorii sunteți dumneavoastră? Dirijorul cred că important este Bebe. El dirigează Bebe. Cum joacă. Nu, îmi gândeam că el e solistul. Soprana. Dacă... Solistul și soprana. Da, eu cred că dacă dirijorul nu îndrumă bine participanții, că nu mă pricep foarte bine la lucrul acesta, piesa nu iese așa cum ar trebui. Deci, începem pe 1 august cu o invitată de excepție în cadrul Spitalului Județean, la ora 12, avem invitată soprana Andra Bivol-Costea, care va cânta un cântec de leagăn de Franz Schubert și ne va împărtăși din experiența ei de mamă. Vom vorbi cu tinerele mame despre alăptare. Apoi, pe 3 august, ne vom întâlni în parc, la ora 18, ne vom întâlni în parc Lunca Argeșului cu cine dorește să ne pună întrebări.
Așa, spuneți, că apoi cu le mămici, așa cu să le. gravidulțe, cu tătici, cu bunici, cu persoanele care participă la alăptare. Orchestră vio. Exact. Întreaga orchestră. Pe 5 august ne vom întâlni din nou în Parcul Lunca Argeșului, dar de data asta de dimineață, la ora 10 și jumătate. Poate sunt persoane care nu pot ajunge după amiază și dimineața le este mai la îndemână și am zis să ne întâlnim și dimineață. Iar pe 6 august, din nou în cadrul Spitalului Județean, la ora 18, avem invitată soprana Andreea Vlaicu. Această idee cu soprane în maternitate aparține Asociației SAMAS și vreau să spun că acest eveniment se întâmplă în 5 maternități din țară, în Iași, Cluj, Timișoara, București și în Pitești. Și în Pitești avem onoarea să avem două evenimente. Și asta cred că ne pune cumva mai mult la lucru, să ne zicem, că ne scoate în evidență activitatea. Da, acum să le luăm pe rând. Pe 1 august, când o să fie prima soprană invitată, doamna Andra Capșinu. Divolcu, da? Da. Trebuie să le spunem telespectatorilor și nu numai, și că totul o să se facă în condițiile de siguranță maximă, să zicem așa, și de protecție, pentru că este și în interesul dumneavoastră ca și organizator și al spitalului și al pacienților ca totul să fie, adică să ofere liniște, că asta doriți să. Evenimentele se vor desfășura în spital cu acordul direcției. Asta este clar, știm. Nu, Da. dar pentru. Și în condiții de maximă siguranță pentru toată lumea. Și evenimentele ne dorim să nu se întindă pe o perioadă prea mare, adică 20 de minute, astfel încât să evităm expunerea prelungită. Vă dați seama ce înseamnă pentru mămicile care sunt în spital și au norocul să fie în acest moment. Când toată perioada n-a fost altceva decât mă duc, sunt singură acolo, nu poate să vină nimeni la mine, că așa, oricum au plecat pregătite cu tema asta. Sunt singură și ne doare să fie, practic, să se simtă ca într-un concert. Adică, mie lucrul acesta mi se pare o surpriză și chiar un moment de neuitat. Chiar un moment de neuitat, pe care poți să-l legi de momentul când ai devenit mămică sau urmează să devii mămică într-o zi sau două și să legi, băi, a fost în spital soprană și ne-a cântat așa. Adică n-ai cum să nu fie ceva care să-ți rămână și mai ales în contextul actual. Și nimic nu este întâmplător. Cântecul ales este un cântec minunat, e un cântec de leagăn care poate liniști bebelușul și mamele pot să rețină măcar două, trei note, să zic. Și sunt studii care arată că bebelușii care ascultă muzică sunt mai liniștiți și muzica dezvoltă bebelușul, reduce anxietatea, stresul. Bebelușii sunt mult mai atenți, își dezvoltă limbajul cognitiv. Noi încurajăm mamele să le vorbească, să le cânte, indiferent dacă au voce sau nu, că pe ei nu interesează vocea. Pe ei Clar. interesează energia cântecului. Exact. Și dacă mamele au acum ocazia să aibă pe cineva, profi, să zic așa, și nu inventăm un nani, nani, puiu, mami sau ce mai zicem, cu atât mai bine să rețină cântecul de leagăn. Mi se pare o inițiativă foarte, foarte deosebită. Și sigur o să aibă impact și o să rețină, că până la urmă asta vă interesează să rămână în memoria participanților. Pe 3 august aveți în Parcul Lunca Argeșului o întâlnire cu oricine vrea să vină, că eu vreau să vorbim pe rând. Oricine vrea să vină, fără să se înscrie în prealabil, fără să facă o programare, fără să. O să fie o discuție, o întâlnire cu dumneavoastră, organizatorii. Așa. Da, Și aveți o o discuție. întâlnire liberă. O întâlnire liberă. Suntem toate patru, pentru că noi la Școala Că Mamei și mai Copii sunt încă două doamne care. suntem toate patru și ne-am potrivit cumva programul și pe 3 august vom fi toate patru în parc. Amalia cu mine și Nelly Homeghiu și Corina Ivan, care sunt colegele noastre. Și cu atât mai mult sunt bineveniți toți participanții la această orchestră.
să ne pună întrebări acolo unde s-au întâmpinat dificultăți sau dacă se tem că nu fac unele lucruri bune sau pot să ne pună întrebări legate de alăptare, de îngrijirea. Mă auziți? S-a întrerupt? Cred că am rămas fără semnal. Eu abia am recuperat semnalul. Am văzut, nu am... Haideți să continuați noastră până reușește colegul să refacă legătura cu doamna... Gata, este toată așa. Lumea. Așa este pe Skype, ce să... La mine se supraîncălzise telefonul, l-am băgat în congelator și l-am scos repede. Da, revedim. Deci, mai real și mai live decât atât, nu cred că se poate. Oricât de live am fi fost noi și când eram în studio, nu cred că transmiteam atâta naturalețe ca în aceste momente. Dar importantă este starea de bine pe care o avem când suntem împreună și să transmitem ceea ce mesajul pe care dorim să-l transmitem. Deci, în parc, oamenii pot să vină, să spun, cu bunicul, cu soțul, cu să pună întrebări, că sigur, nu am mai vorbit. Perioada de dinainte de naștere și după naștere este o perioadă stresantă pentru toată lumea și sigur există întrebări și nicio întrebare nu este pueril, adică, cum să spun, ea are o importanță masivă pentru cel pe care îl chinuie. Chiar dacă celor care au trecut prin asta li se pare, băi, nu poți să te gândești la asta, ei, ba da, sunt oameni care sunt copleșiți atunci, în acele momente. Dar, uite, pe 3 vă găsesc, pe 3 august vă găsesc în parc și pot să discute cu dumneavoastră orice pe această temă. Și da. Faptul că sunt întrebări e un lucru bun, înseamnă că oamenii sunt interesați. Exact asta urmărim prin evenimentele noastre, să trezim interesul, să conștientizeze mămicile cât de importantă este alăptarea și cât de important este, nu știu, poate pentru unii pare un gest așa, nu știu, e de la sine, de la sine venit, de la sine... Dar cu cât suntem mai informați, cu atât mai repede depășim obstacolele, pentru că, din păcate, mai apar și obstacole. Sunt și situații în când totul merge de la sine, bebe parcă se naște cu lecția învățată, doar îl pui la sân și el știe ce are de făcut, dar uneori mai apar și obstacole și atunci intervine rolul nostru și dacă mama este sprijinită, dacă are suficientă voință, suficientă dorință și suficientă răbdare, și cu ajutorul nostru, cu siguranță, poate să depășească orice obstacol. Da, clar. Pe 5 august, tot în parc. Tot în parc. Aceeași formulă și același, cum să spun, aceeași deschidere spre discuție. Exact. Asta nu e accesibilă tuturor. Da, și pe 6 august, tot în Spitalul Județean. Da, tot în Spitalul Județean, al doilea eveniment cu... Sinfonia Alăptării, exact, cu soprană. Andreea Vlaicu, nu? Este domnișoara care a fost la renumita emisiune pentru talente, nu? Care a impresionat juriu prin aspect, are un aspect bine, care se regăsește în zona muzicii, un aspect altfel, dar vocea domnișoarei este... Da. Este magnifică. O să vă impresioneze, sunt convinsă, mai ales că o să cânte a capela, doamnele pe care le aveți, sigur, sigur o să lase o impresie plăcută și o să lase o amintire impregnată în sufletele doamnelor care sunt, au norocul să fie în spital la momentul acela. Și muzica se adresează nu doar mamelor, ci și cadrelor medicale. Și cadrele medicale au nevoie de relaxare și de încântare, pentru că în ultima perioadă, în spital, am fost, să zicem noi, puțin stresate. Nu, ați fost foarte stresați toți, de la personalul medical, care a avut dincolo de presiunea activități pe care ați fost faceți de atâția ani, ați mai avut și alte chestii peste, s-au suprapus și a trebuit să ieșiți la liman cu ele, ce să zic, în același mod, cu zâmbetul pe buze și cu stare de bine. Cu toții am ieșit la liman
Și voiam să completez că dacă sunt mămici care nu alăptează, nu trebuie învinovățite sau cumva arătate cu degetul și au întrebări vis-a-vis de îngrijirea bebelușului și consideră că noi le-am putea susține în vreun fel, le așteptăm și pe ele în parc. A fi mamă bună nu înseamnă neapărat numai să alăptezi. A fi orice mamă care și-a dorit un copil este cea mai bună mamă pentru bebelușul ei. Nu înseamnă că dacă nu alăptezi, nu ești mamă bună. Copilul a ales mama respectivă pentru că îndeplinește toate nevoile. Și asta trebuie subliniat de fiecare dată. Dar acolo unde se poate și se dorește, noi suntem să le susținem. Știu, și modul în care o faceți este extrem de, pare extrem de natural. Voiam să vorbim puțin pe această perioadă, să revenim puțin de la ultima întâlnire, și anume cea de la începutul pandemiei. Bine, nu chiar început, că a începuse prin martie. În această perioadă de un an, în care contactul fizic și întâlnirea a fost interzis, ori dumneavoastră, ca să puteți să obțineți rezultate optime, sau cel puțin așa era înainte, trebuia să veniți în contact cu mama, cu copilul, cu... Eu sunt convinsă că nu ați renunțat la a îndruma mamele cum să reușească. Cum ați făcut în această perioadă? Cum ați menținut legătura? Pentru că sau, adică vă știau acolo ca și sprijin. Sunt convinsă că au apelat. Claudia, exact cum comunicăm noi acum. Din păcate, trebuie să învățăm să folosim toate mijloacele de comunicare pe WhatsApp, pe Zoom. În acest fel nu au mai fost întâlniri de grup pentru că e mai greu să organizezi astfel de întâlniri, dar au fost consilieri individuale de cuplu. Am insistat să fie cei doi parteneri în fața telefonului, a calculatorului, a tabletei și noi cu păpușa în brațe și ei cu păpușa în brațe sau ce au operat de mână. Am exersat împreună exact cum făceam în sala de curs. Am ținut cursurile în continuare, consilierile, le-am arătat și am urmărit. De aceea am vrut neapărat să fie pe un astfel de canal care să permită să ne și vedem reciproc, nu doar să ne auzim, astfel încât să avem feedback, să văd pe figura lor că au înțeles ce le spun și să îi și urmăresc exersând ce le-am arătat eu. Și în felul ăsta am reușit. Și rezultate au fost? În condițiile date am reușit să ținem consilieri și cu rezultate bune și am avut și feedback apoi după naștere, au sunat să ne mulțumească că informațiile le-au fost de folos și când au ajuns cu bebe acasă au ținut cont de ce au învățat. Dar nu numai atât, Samas și aici a venit cu un program, ei tot timpul sunt pe fază cu proiecte sociale și cu se adaptează foarte rapid situației și eu zic că în această perioadă au dezvoltat cel mai util și cel mai nu știu, binevenit program de consiliere pentru mamele cu suspiciune sau chiar cu COVID-19, nu doar suspiciune, și pentru cele pentru care din păcate s-a concretizat suspiciunea. Deci, prin programul SAMAS, la bine și la greu, efectiv am consiliat mamele în această situație dificilă și le-am ajutat să alăpteze. Deci, în condițiile, în măsura în care specialiștii în sănătate s-au lămurit și s-au pus de acord și au convenit că mama poate să alăpteze bebelușul, s-a mers pe consilierea lor, pe sprijinul lor și nu doar cu consiliere în alăptare, ci și cu consiliere psihologică. Pentru că pentru orice persoană e un șoc, mai ales la început, virusul ăsta așa era... Impactul psihologic a fost puternic. Da, și mai ales până o mică... Exact, dar pentru proaspăta mămică sau graviduță pe ultima sute de metri și speriate și atunci zic că a fost extrem de util acest program. Sunt convinsă. Și contactul nostru cu mamele a continuat. Deci nu ați oprit nicio secundă.
ce voiam să vă mai întreb. Știu că anul trecut cifrele, să spun așa, erau îmbucurătoare. Cât de mult s-a ajuns să se dorească ca acel mic să fie alătat exclusiv la sân, sau, adică mai mult decât înainte. Deja, cum să spun, mămicile sunt dornice dinainte ele să îmbrățișeze acest, așa, această modalitate, nu mai iau în calcul imediat alăptarea cu formulă de lapte. Da, așa este. Eu sper că această curba ascendentă să continue. Încă nu avem date. Nu știu dacă în condițiile astea s-a mai făcut vreun studiu sau date așa de ultimă oră, nu avem. Dar prin tot ce s-a întreprins, nu numai de către Sama. Sama s-a fost unul dintre factorii care tot timpul, prin diferite mesaje, prin activitatea educatorilor, prin pregătirea cadrelor care lucrează cu mamele și copiii, pentru că acum este în pregătire un alt proiect împreună cu UNICEF, prin care se pregătesc cadrele medicale care sunt în preajma mamei și în preajma copilului, să vorbim aceeași limbă. Să le sprijinim și să le consiliem și să avem informațiile la zi și, nu știu, datele, argumentele cele mai bune în favoarea alăptării. Da. Rezultatele sunt bune. Acest lucru s-a întâmplat și în perioada pandemiei, când Asociația SAMAS împreună cu UNICEF au prezentat cursuri despre alăptare asistenților medicali comunitari și medicilor de familie, unde s-a vorbit și dat aceeași informație, pentru că noi ne dorim ca informația pe care o primește tânăra mamă să fie aceeași și de la medicul de familie și de la medicul neonatolog din maternitate. Acum avem în formare alte cadre medicale de educatori perinatal SAMAS, mai mulți, da, pentru că ne dorim să extindem rețeaua de educatori perinatari, dar mai mult decât atât, în fiecare maternitate să avem aceeași voce. Să avem o voce comună, să spunem aceeași informație, astfel încât mama să nu mai fie bulversată. Pentru că știți foarte bine că pe internet circulă foarte multă informație, nu întotdeauna de calitate. Și numai părinte să nu fii în ziua de astăzi când tu știi ceva de la bunica, prietena vine și îți mai spune și altceva, în maternitate mai întâlnești o informație bună, dar pe care nu știi dacă să o crezi sau nu. Și uite așa, lanțul slăbiciunilor te bulversează și nu știi ce să mai faci. Spunea Amalia mai devreme că noi am ținut cursuri împreună cu soții și feedback-ul cel mai frumos a fost când mămica care a urmat și cursul de naștere și a reușit să nască normal și a fost așa o plăcere și pentru cadrele care au asistat și au zis, da, se vede că a participat la curs, a fost o persoană chiar responsabilă. Zilele trecute mi-a scris că a fost foarte utilă informația și că cel mai informat a fost tatăl, care de fiecare dată când făcea câte ceva bebelușului zicea, așa am auzit eu pe doamna la curs. De aceea noi ne dorim să ajungem la persoanele care au grijă de bebeluși, pentru că nu întotdeauna doar mamele au grijă de bebeluși, sunt și tați care și-au concediu de paternitate, sau dacă există bunica acasă și vrea să asculte informația pe care noi o furnizăm, cu atât mai mult. Vedeți, dincolo de cât ne-am plâns noi de cum ne-a schimbat traseul pandemia, cumva a avut și părți bune. În această situație, informația dumneavoastră nu a ajuns doar la cel care a putut să vină la curs. Cursul se ținea la o anumită oră, într-o anumită locație. Poate putea să vină și soțul și soția, părinții. Poate venea și bunicul sau și bunica sau cine mai era, și mătușa. Și venea decât, dar vorbim de cuplu, poate uneori venea doar mama. Nu putea tot timpul să fie și soțul atunci, că poate la ora aceea era la serviciu. Ei, când erau acasă, fixați, că ați spus că erau doar pentru ei, fixați o oră să fie avantajoasă pentru amândoi. Adică mi se pare că ați dus mult, mult la un alt nivel
acest proiect. Vorbesc serios, cumva ați produs acea legătură pe care și-o doresc oamenii, adică nimeni nu o refuză, nici doamna, adică nici mămica, nici tăticul, dar circumstanțele nu te ajută tot timpul să ajungi acolo. Mai ai nevoie și de serviciu și de... Și cel mai frumos era la consilierile în alăptare, pentru că acolo trebuie să vezi efectiv cum suge bebelușul. Da. Și tații, cumva, ei se pricep mai bine la tehnică și ne ajutau cu telefonul, puneau că trebuie să știi să pui camera într-o anumită poziție, să vedem dacă are loc transferul de lapte, dar erau atenți și la informație și, după cum bine știți, bărbații sunt mai puțin stresați și ei înțeleg mult mai bine. Mama, când vede că este atâta presiune pe ea, că nu reușește să alăpteze și toată lumea spune, dar trebuie să o faci, că se poate, tatăl o susținea și zice, uite așa, zice doamna, hai să vedem, noi cu păpușa deoparte, cum zice Amalia, la cursurile de puericultură, la consilierile în alăptare, eram cu bebelușul, efectiv. Și se crea acea comunicare caldă între ei. Pentru mine a fost frumos. Da, să zic, ați produs un liant concret care poate nu s-ar fi produs, pentru că exact cum spuneți, mămica ar fi fost sub presiune, tatăl n-ar fi înțeles dacă n-ar fi stat să asculte pe cineva pregătit. Avizat. Exact, avizat că nu venea cuvântul. N-ar fi înțeles importanța și toți pașii și probabil s-ar fi retras într-o cameră liniștită ca să o lase pe mămică cu problemele ei până își revine și se producea chiar o prăpastie între ei. Eu așa cred. Adică ați făcut mai mult decât să transmiteți informația cât de important este să alăptezi. Ați creat și o legătură puternică între ei. Pentru că mie, dincolo de momentul nașterii, al doilea hop mi se pare alăptarea. Așa e. Așa e. Vă spuneam, pentru multe persoane este dificil. Din diferite motive, din motive legate de mamă, din motive legate de făt, poate copilul nu este tocmai la termen, poate sunt diferite motive. Dar de aceea sunt utile cursurile. Adică știți că, de fapt, știți cu ce vă confruntați de atâția ani, că nu faceți asta de ieri, de astăzi, o faceți de ani și ați început de la minus. Exact. Era, zero, era pe minus când ați început, deficitul de dorință, să zic așa. Vă luptați... Exact cum spune Viorica, consilierea în alăptare cu bebelușul la sân, practic tu îți adaptezi informația situației de față, adică nu mai e la modul general. Știi exact care sunt problemele, care sunt problemele legate de mamă, care sunt problemele legate de copil și exact pe ele lucrezi. Și e cu atât mai... rezultatul e cu atât mai bun. Da, și voiam să spun că v-ați confruntat și mămicile încă, că nu cred eu că s-au terminat temerile, încă se confruntă cu aceleași probleme și anume, păi nu am sânul cum trebuie, păi nu sunt, adică trebuie, există un standard pentru alăptat, păi sigur nu o să fie laptele bun, păi toată noaptea să mă trezesc și cum o să fac a doua zi cu el, adică sunt multe. Pe când înainte totul venea natural. Acum ne punem niște piedici că așa vrem. Sincer, nu sunt reale dacă le luăm puțin la... Pentru că... Ne place să ne complicăm viața. Exact, străbunii noștri nu avem nici pe departe nici igiena, nici nimic din confortul nostru și la îndemână și atâtea creme și atâtea... Și mergea totul lin și natural și acum... Evoluția este într-adevăr benefică, în general, dar atunci când citim prea mult, când lăsăm mintea să ne controleze, lucrurile nu mai merg. Și uităm instinctul? Exact. Da. Și e bine să ne lăsăm purtate de val, de acea iubire pură. De cele mai multe ori noi le spunem mamelor, în momentul în care nu știi ce să faci, te uiți în ochii copilului, îl strângi la piept și lași lucrurile să decurgă de la sine. În momentul în care îndepărtăm mintea și ne lăsăm purtate de energia aceea minunată, de iubirea față de copil și îi spunem în față, eu te iubesc, dar nu știu la momentul ăsta ce să fac, legătura este atât de mare încât
Bebe știe ce are el de făcut, dar este important să ne lăsăm purtați de dragostea pentru bebeluși, să nu mai complicăm lucrurile, nu există poziție standard, nu există mamă perfectă, nu, fiecare mamă e perfectă pentru bebelușul ei, nu există lapte perfect, suntem ființe unice și laptele de mamă este perfect pentru bebelușul ei, indiferent de culoare, de cantitate, de modul în care îl administrează. Când mama se va lăsa în purtată de instinct, că mă repet, și nu se va mai concentra, să țină în poziția, nu știu care, că am auzit eu că aia e poziția bună, că trebuie să mănânce copilul atât, că dacă nu, n-a mâncat, este la fel ca și nutriția, pentru că de curând am urmat un curs de nutriție în care ne spune că ne place să ne complicăm viața și am uitat să mâncăm simplu, am uitat să ne ascultăm organismul, pentru că noi ar trebui să mâncăm atunci când ne e foame. La fel și bebelușul. Bebelușul trebuie ascultat și urmărit, pentru că el îți dă semnale. Când îi este foame, plânge într-un anumit fel și caută cu gurița disperat și dacă îl pui cu gurița în contact cu pielea, el te mănâncă și atunci îți dai seama că e foame. Dacă nu face lucrul ăsta, înseamnă că nu este foame. Și atunci și nu trebuie să insistăm cu sânul, pentru că dacă îl forțezi, capătă aversiune și atunci nu se va mai atașa, că știe că a fost ceva care nu i-a plăcut acolo. Și trebuie văzut de ce plânge. Că așa, cred că lucrurile astea, dacă mama ar învăța că bebelușul plânge din mai multe motive și nu doar mama, și cei care, persoana de îngrijire, ar învăța lucrul ăsta, că bebelușul plânge din multe motive și ar încerca să-l asculte, să-l urmărească, lucrurile s-ar simplifica. Înainte era o bunică, și am spus asta de fiecare dată, care bunică crescuse generații de copii pe lângă copiii ei și care știa, își dădea seama. Copiii vin cu toate setările bune. Noi, prin perfecțiunea noastră, începem și îi stricăm. Da, 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 îi mutilăm. Ideea că le tăiem aripile, la asta mă refer, le tăiem aripile imaginare, le tăiem dorința de a explora, le tăiem dorința de a fi liber, de a fi noi, exact, din dorința de a-i proteja. Nu te duce, spală-te, nu știu cum, dezinfectează-te în situația acum dată, culcă-te, mănâncă fructe, mănâncă legume, un pic și de, adică, da. Așa este. Și nu ne mai ascultăm corpul. Nu ascultăm. Măi, dar mie mi-este foame la ora asta, chiar trebuie să mănânc și uneori mâncăm chiar dacă ne-am săturat. Adică sunt lucruri pe care intervenim peste ce ne-a lăsat natura și atunci normal că trebuie să suportăm și consecințele. Și consecințele le-am văzut. Că ocupăm, de exemplu, în cazul nutriției, un loc fruntaș și în cazul obezității. Adică, spun, am câștigat repede teren. Că dacă în urmă cu câțiva ani nu aveam, adică știm toți, ne uităm în fotografiile de acum câțiva zeci de ani, într-adevăr, în peritoralul românesc și nu erau persoane cu... Chiar nu erau. Vorbim... Pentru că aveau grijă de noi să mâncăm sănătos. Acea rație alimentară era suficientă. Acum, da, da, adică mă rog, nu era modul foarte ok în care aveau grijă, dar era grija lor, era un fel de grijă, dar era bună. Dar era, exact cum spuneți, era grijă, era o grijă bună, pentru că nu existau persoane cu burtă, nu existau persoane obeze, copiii nici nu mai punem problema, chiar nu. Nu existau persoane care să nu aibă locuri de muncă sau persoane care să stea acasă. Într-un fel sau altul, făceai un sport, făceai mișcare. Eu zic că erau lucrurile mult mai bine puse la punct. Da, erau gândite pas cu pas și ele chiar își obțineau rezultatele pentru care erau gândite așa. Dar acum nu putem să fim nostalgice după ceva ce este renegat de o țară întreagă. N-avem cum. Dar ca idee... Ca idee, stilul alimentar, chiar dacă era el cam sărăcăcios, dar era bun. Acum suntem într-o zonă unde nu este foarte ok. Nu este deloc ok, nu că nu este foarte ok, nu este deloc ok și nu este deloc bine pentru generațiile viitoare. Avem foarte mult cu
Așa cum am început cu alăptatul, mamele sunt din ce în ce mai interesate și de alăptat, dar și de diversificare. Da, Și și eu de am nutriție. credința că lucrurile se vor îndrepta. Asociația SAMAS are un proiect în acest sens, care Da. se derulează încă dinainte de pandemie, Sănătos de Mic, unde se fac ateliere de gătit în grădinițe și avem și ghid pentru părinți, dar și ghid pentru profesori. Și alimentația se învață în grădinițe. Dar deocamdată este doar în București, în funcție de cerere, nu neapărat de cerere, cât și de finanțare. Se va dezvolta și în alte localități. Păi dacă nu vorbim despre el, cum, dacă nu-l promovăm, cum află oamenii, mamele, familia, cum află că la dumneavoastră se găsește și această variantă, să, bine, și profesorii. Pentru că da, să știți că există grădinițe care caută nutriționiști ca să facă un meniu atent copiilor. Deci sunt, oamenii sunt dornici. Sunt dornici peste tot. Lumea deja este mult mai interesată de nutriție pentru că se văd rezultatele, beneficiile unei hrane sănătoase. Când vorbim de nutriție, vorbim de hrană sănătoasă și este important să nu ne supraalimentăm, că practic noi aici mergem cu o supraalimentație. La fel și bebelușul, pentru că suntem săptămâna alăptării, revenim la alăptat, bebelușul știe el cât are de mâncat. Dar tot noi, cu grija noastră exagerată, vai, dar n-am mâncat suficient, copilul meu plânge că n-am mâncat suficient sau că laptele meu nu-i ajunge, nu se satură și îi dau completare. În momentul în care încep să-i dau completare cu formulă, lapte formulă, normal că îi măresc stomacul bebelușului. În primele zile stomacul bebelușului este micuț. Și dacă se urmează pașii, în sensul că se pune bebelușul la sân încă din primele ore, și se dă doar sân, fără completare, atunci lucrurile vor merge bine. În momentul în care se intervine cu completare, mărim stomacul bebelușului și normal că sânul mamei nu mai face față la un stomac mărit. Mama și bebelușul sunt cumva o pereche minunată. Dacă se ascultă unul pe celălalt, lucrurile merg bine. În momentul în care intervenim noi suplimentar, că știm noi că așa este bine și nu ne lăsăm în firescul lucrurilor, atunci nu mai merg lucrurile la fel de bine. Voiam, dacă tot ați adus vorba de lapte și de completare, să desfințăm un mit, dacă este mit, nu știu, dar vreau să discutăm despre el. Există varianta ca laptele mamei să nu fie nutritiv? Nu vorbesc suficient ca și cantitate. Nutritiv pentru bebeluși și nu vorbesc la vârsta de 2 ani. Vorbesc atunci, aproape, că sunt situații. Cred că v-ați confruntat, dar chiar mai am avut o discuție cu o mămică și spuneam, măi, eu cred că nu are cu legătură cu culoarea sau nu știu. Că este mai translucit sau că este galben-gălbior. Nu cred că are legătură dacă este, conține suficient nutrienți. Parcă așa rețin, dar nu. Claudia, tu ai reținut bine. Deci nu are legătură cu suficient nutrienți conțin cu siguranță. Trebuie să ne gândim că și acele mame din zonele subdezvoltate. Așa este. Da. Iar dacă Samalia, o completez eu. Laptele de mamă este foarte bun, chiar dacă mama este malnutrită. Și când vorbim de malnutriție, nu ne referim doar la puține calorii. Poți vorbi, Amalia? Ne putem vorbi la hrana în exces. Și aia e tot malnutriție. Da? Da. Iar legat de aspectul laptelui, are legătură cu altceva. Laptele matur își schimbă aspectul în funcție de faza subtului. Deci la aceeași masă, 20 de minute dacă durează masa, respectivă subtul, nu are același aspect. În primele 10 minute se secretă acel lapte apos, cum spui tu, așa străveziu, care el așa trebuie să fie, pentru că el trebuie să-i potolească setea. Pentru că acel copil hrănit exclusiv la sân nu primește decât laptele mamei, el nu primește nici apă, nici ceai și atunci ăsta e rolul lui.
După următoarele 10 minute, atunci se secretă acel lapte gros, consistent, alb, gălbui, bogat în grăsimi, în proteine, în absolut tot ce are nevoie bebelușul. Și dacă mămica aceea care este speriată atunci când exprimă un pic mamelonul la începutul suptului, ar mai exprima un pic mamelonul și la final, ar observa că aspectul laptelui diferă și că, într-adevăr, laptele este gros, consistent și n-ar mai avea niciun dubiu. Laptele ei e cel mai... Adică nu trebuie să intervenim în zona aceea, noi cu atâtea... să căutăm nod în papăr, să zic așa. Dar mai este o întrebare legată de... Și apoi revenim, că nu cred că mai avem foarte mult timp. Da, avem 8-9 minute. Tot așa, o întrebare din zona aceasta. Cât de mult contează ceea ce mănâncă mămica? A vorbit de o mămică care mănâncă sănătos. Nu vorbim de o mămică care are anumite vici, ca să nu le mai numim. Deci, dacă mămica mănâncă ce trebuie, mănâncă sănătos, adică se știe că sunt interzise droguri, alcool, tutun. Da, da, nu, să nu le mai vorbim de un meniu normal. Alimentele, exact. Aici noi recomandăm calea de mijloc, echilibru, ca în toate. Deci nu există alimentele normale, sănătoase, nu există alimente interzise, există doar măsură. Adică, anumite alimente poate au un potențial alergenic mai târziu pentru copil. De exemplu, nu știu, un copil poate este născut atunci când sunt căpșunile coapte. E ok, acea mămică poate să mănânce câteva căpșuni la o masă, dar nu se satură la masa aceea numai de căpșuni, că atunci nu-i tocmai bine. La fel, orice alt aliment, chiar și ceapa, că există mitul. Da, există. Vedeți, noi la cursurile noastre și asta ne propunem, să mai demolăm din mituri. Există mitul, mănânci ceapă, nu mai ia bebele, să nu că miroase lapte la ceapă. Nu este așa, mai ales dacă mămica este o mare consumatoare de ceapă, încă din perioada gravidității, da. Să știți că lichidul amniotic împrumută gustul alimentelor pe care mămica le consumă. Bebe se obișnuiește cu gustul de ceapă încă din burtica mamei și nu mai are niciun stres. Dar, dacă, să zicem că nu e chiar așa, dar nu exclus total. Adică la o salată, dacă pui o ceapă, nu se întâmplă nimic dacă mămica mănâncă din acea salată. Deci, echilibru. Da. Linia de mijloc o urmăm în toate. Atât. Dacă mama mănâncă diversificat și corect în perioada alăptării, bebe va accepta cu mult mai multă ușurință în perioada diversificării fructele și legumele. Și este foarte important ca mama să mănânce fructe și legume în această perioadă, în perioada în care alăptează, pentru că ea are nevoie de energie, de nutrienți, ca să poată îngriji un bebeluș pentru ea, să-și recapete rezervele. Pentru că bebelușul, pe perioada sarcinii, s-a hrănit din rezervele mamei. Da. Și mama trebuie să se refacă. Că de acum încolo începe greu, când are nevoie de multă, multă energie să aibă grijă de bebeluș. Și mai vreau să spun că suntem în perioada pepenului. Amalia zicea de căpșuni, acum toată lumea este cu pepenele. Și pepenele, dacă mama dorește să mănânce, este ok, dar, la fel, atenție la cantitate. Cantitatea face diferența. Dar pepene, ce provoacă pepenele? Dar are zahăr. Este foarte dulce. Are multe zahăruri, supra-solicită picatul mamei și ulterior, posibil, aceste zahăruri se transfere mai departe și în laptele matern și să dea colici bebelușului. De aceea este foarte importantă cantitatea. Putem mânca și începem în prima zi cu un cubuleț și nu mai introducem alte alimente noi în alimentația noastră și vedem care este reacția mea ca mamă și apoi a bebelușului. Și ulterior ne oprim la o felie de pepene, o porție de pepene pe zi, dar nu în fiecare zi, la două zile măcar. Tocmai pentru a nu supra-solicita. Una peste alta, voiam să punctez că dacă alegi să alăptezi, nu înseamnă că ai o viață cu reguli. Nu, este o viață nici alimentare, nici... Că de fapt, dacă trebuie să te alimentezi cu atenție, te alimentezi pentru tine și ar fi trebuit și chiar dacă nu l-alăptai, pentru că tu ești consumată din timpul sarcinii de bebeluș,
Deci nu trebuie să trezit tu oricum o să-l ai. Și dacă este formulă, tot cred la că este, cred că este mai comod să alăpezi, pentru că dacă bebe se trezește peste noapte, poți să-l ai lângă tine sau cât mai aproape, îl pui la sân. Da. Și nu ai treabă. Nu trebuie să te trezești, să te duci în bucătărie, să încălzești apă, să speli biberon, să... Sau tot ierbi, să aștepți să răcească, să exact. Sterilizezi biberoane. Vă spun eu, că din păcate nu am fost între doamnele, mămicile fericite care au putut, dar aș vrea să punctați și că există și mămici, și ați spus de la început, care nu pot să ajungă acolo oricât și-ar dori. Dar, există, da, din păcate există 2%, dar sunt mame perfecte pentru bebelușilor. Asta nu înseamnă că sunt mame rele. Nu acolo, nu acolo este iubirea pentru copil. Iubirea este importanta hrană și grija pentru el. Sunt convinsă că ați mai întâlnit mămici care au suferit vis-a-vis de acest aspect și de asta ați ținut să completați că sunt convinsă. Adică cred că orice mamă conștientă de ceea ce înseamnă un copil și un copil dorit, își dorește să ducă până la capăt tot procesul. Să fie și o naștere naturală reușită, nu neapărat cezariană, să fie și... De cele mai multe ori, presiunea aceasta cu alăptatul nu este benefică pentru tânăra mamă și ajungem la depresie postpartum și cred că bebelușul are nevoie mai degrabă de o mamă sănătoasă psihic decât o mamă care alăptează și atât și nu poate avea grijă în continuare de el. Dar o întrebare, ce credeți că a contribuit în anii trecuți atât de mult de a dus la această scădere masivă? Fix părerea personală, nu zic de ce studii și toate astea. Ce credeți că s-a întâmplat de-a lungul anilor de a dus la distrugerea unui proces atât de natural și atât de... Păi, zi, Amalia, dacă ai semnal. Ok. Da, cred că factorii care au condus aici țin poate un pic și de comoditate. Poate, deși, așa cum spunea Viorica, e mai comod să alăptești cel puțin noaptea, durează mult mai mult să prepari formula și să sterilizezi biberoane și să hrănești copilul, dar cred că un pic... a ținut și de comoditate, poate și de aspectul fizic pe care mămica dorea să și-l mențină, nu știu, dar eu am părerea mea, exact cum spui tu, proprie, că acele mămici nu au fost suficient informate. Eu cred că lipsa informației a dus până la urmă aici, pentru că eu am convingerea că orice mamă nu dorește decât binele copilului ei. Și dacă mămica este suficient de bine informată, cu siguranță ar face tot ce este omenește posibil ca să ajungă la bebe ce e mai bun pentru el, adică laptele ei. Da. Deci asta, cred, lipsa informației. Da, e foarte bine punctat asta cu lipsa informației, dar cred că am avut o perioadă în care ne-am bătut așa cu bărbații și această egalitate între sexe, că noi putem să facem și noi și ei ar trebui să facă ce facem noi, să pasăm cumva responsabilitatea taților să alăpteze. Nu mai zicem de campania agresivă a companiilor de lapte formulă. Și cumva această emancipare și evoluție a noastră, mama trebuia să întoarcă sau își dorea carieră în primul rând și să se întoarcă cât mai curând la serviciu și atunci... Și aici s-a rupt echilibru, a fost suficient câteva generații care se pierdă aceste obiceiuri sănătoase și așa acum... Și rău întoarcem... a fost făcut, da. Da, și rău a fost făcut și acum ne întoarcem la locurile noastre, ne reîntoarcem la natură, începem să petrecem această pandemie minunată, ne-a făcut... Minunată, nu, cum sună? Așa este, dar așa este! Au, mai avem, mai avem un minut și noi, ca de obicei, ne apucă... Dar voiam să spun că ne-a făcut să ne întoarcem la familie, da. La esența, la ceea ce înseamnă acasă, la stat în natură, să mai reducem din acest consumerism și la hrană sănătoasă. Dacă noi am înțeles lucrurile astea, că e sănătos să mâncăm, să ne hrănim, nu să mâncăm, să avem grijă de familia noastră, că acolo trebuie să petrecem mai mult timp, de părinții noștri și am văzut că tot mai multă lume se reîntoarce la părinții pe care îi uitasem odată. Acum ne întoarcem și în grădină și începem să cultivăm
fructe și legume ca să mâncăm sănătos. Eu zic că cumva această pandemie și-a atins scopul, nu știu care era scopul ei, dar unul dintre ei, eu zic că a avut și parte bună. Eu sper că acesta să fi fost scopul ei și doar atât. Și în, în orice rău există și ceva bun și e bine să luăm partea bună a lucrurilor. Doamne, dar e bine să fim optimiști în orice, dar nu știu, știți ce tragedie a fost că a venit pandemia și că ne-a scos din mall-uri și din cinemauri și din tot ce așa și că... Și am supraviețuit. Nu, dar acum tânjim după ea? Tânjim după timpul ăla petrecut împreună cu familia, da, și de... Asta e. Mai avem, colegul îmi spunea de mult că mai avem un minut, de gata, acum facem închiderea. O plăcere ca de obicei și rămânem tot așa în aer cu subiectele, că noi mergem frumos din subiect în altul, dar toate au legătură. Haideți să mai... Micile au întrebări, le așteptăm pe 3 august la ora 18 în Parcul Lunca Argeșului la Fântân. Ne vedem în la Fântân, acolo în centru, ne strângem și suntem dispuse să răspundem oricăror întrebări. Și legate de alăptare și îngrijirea bebelușului sau chiar și despre naștere, dar alăptare că este săptămâna alăptării. Da. Și pe 3 și pe 5 august vă găsesc în parc. Iar pe 1 și pe 6 aveți sursă pentru secția maternitate, să zic așa. Da? Pentru toată lumea. Așa e. Vă așteptăm cu drag. Noi vă mulțumim că ați dorit să transmiteți prin noi acest eveniment. Sperăm să vină cât mai multă lume în parc. Sunt convinsă că mămicile din spital o să fie pentru ele un moment unic. Eu sunt convinsă de acest lucru, mai ales că doamnele pe care le aveți invitate sunt... le știu, le-am mai văzut. Vă felicit pentru această campanie și pentru celelalte și vă doresc putere. Mulțumim mult! Că sunteți alături de noi de fiecare mare dată. Cu mare drag și este același drag de fiecare dată. Vă doresc putere să continuați campaniile și sunt convinsă că nu o să fie puțin, o să fie multe și de acum încolo și o să obțineți rezultate după fiecare campanie. Și pentru această săptămână vă doresc la mulți ani, vă urez de fapt la mulți ani, că până la urmă vă sărbătorim și pe dumneavoastră în această săptămână, că sunteți cei care, cum să spun, pilonii acestei campanii. Și aveți rezultate. Felicitări! Mulțumim! Și vă așteptăm de fiecare dată alături de noi. Cu drag, cu drag. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Ne vedem joi următoare cu subiecte la fel de interesante și nu uitați, mai bine prevenim decât să tratăm. La revedere!